Liana Petrescu și mă bucur foarte mult pentru că astăzi am onoarea să vă spun bine ați venit la cinematograful Progresul Drăgășani, la spectacolul Cu drag de Dragobete, organizat de Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne împreună cu Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, cu ocazia Zilei de Dragobete. În cadrul manifestării ne vor încânta cu melodiile lor atât angajați și elevi ai Ministerului și care sunt laureați ai festivalurilor organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cât și interpreți ai muzicii populare românești. Într-adevăr, aplauzele primite vor reprezenta frumosul de care are nevoie orice act artistic. În acest sens, mulțumim în mod deosebit pentru sprijinul acordat domnului comandant al școlii, domnul colonel Dumitru Gâjan, pe care am salutat. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Deja această sărbătoare a românilor a devenit tradițională la Drăgășani. Buna colaborare cu Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne este deja tradiție pentru noi. Sperăm că organizarea, sprijinul care l-am dat Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne și numai prejos calitatea artistică a interpreților pe care îi aveți în cadrul acestei prodigioase instituții, sper să facă voie bună, să fie la sufletul nostru, al tuturor și, cum spune românul, să ne distrăm frumos. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule comandant! Dragobetele, sărbătorit în preajma zilei de 1 martie, cel mai adesea pe 24 februarie, este o sărbătoare cunoscută și sub denumirea de Ziua Îndrăgostiților, cap de primăvară, logodnicul păsărilor, care era pe vremuri o sărbătoare a dragostei, în momentul în care natura se trezește la viață, păsările își caută cuiburi, iar oamenii intră în comuniune cu această natură. Personal, sunt deosebit de entuziasmată pentru că mă aflu astăzi împreună cu dumneavoastră, un public minunat și dornic să asculte muzică deosebită, interpretați de artiști foarte talentați. Pentru început, am să o invit pe Popescu Dorina, polițistă de la secția 17 Poliție, o foarte bună colaboratoare a Centrului Cultural. Domnia sa, la început, ne va interpreta muzică ușoară. Nu eu își vede,
Posibil.
în continuare pentru a vă convinge mai departe cu cele ce am, ce v-am spus la început. Îl voi invita pe frunzăreanul Daniel de la sectorul 5 Poliție, Poliția Capitalei, pentru a ne interpreta și el câteva melodii de muzică ușoară. Mulțumesc frumos! Dați-mi voi să vă spun și o bună ziua! Mă bucur că am ajuns în această zi frumoasă noastră a Românilor de Dragobete, aici la dumneavoastră, să vă spun la mulți ani și să vă iubiți între dumneavoastră și noi toți la oaltă, că este un popor român și frumos astăzi de Dragobete. Și eu o să încep cu două piese de muzică ușoară pe care sunt convins că le cunoașteți cu toții și dacă doriți să le cântăm împreună, după care ne revedem și la secțiunea cealaltă.
Mulțumim și noi, Daniel Frunzăreanu. Într-adevăr, melodiile sunt cunoscute, dar sunt foarte antrenante și de neuitat. În continuare, am deosebită plăcere să o invit pe scenă pe Alina Duică, elevă la Școala Militară de Sfântul câștigătoare la locul întâi al Festivalului Cultural Artistic al studenților și elevilor din instituțiile de învățământ ale MEAI, la secțiunea Muzică Populară. Thank you.
și noi, foarte frumos, Alina Duică, extraordinar, cu o atmosferă fabuloasă aici la Cinematograful Progresul Drăgășani. Ne bucurăm foarte mult că ne aflăm alături de dumneavoastră și promitem că vom reveni ori de câte ori ne veți invita. În continuare, am să o invit pe scenă din nou pe Dorina Popescu, colega noastră de la secția 17 Poliție din București. Mulțumesc frumos pentru prezentare, doamna Petrescu. Vreau să vă mulțumesc și eu, domnul Lupu Rednic și dumneavoastră, domnule Diana, pentru că a fost posibilă venirea mea aici alături de dumneavoastră. Și domnului comandant pentru primire. Mulțumim din suflet. Și vă doresc un an plin de iubire și de multe, multe realizări. Yeah.
pe Daniel Frunzăreanu. De data aceasta ne va interpreta melodii de muzică populară din folclorul românesc. Am făcut în viață,
Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi foarte frumos lui Daniel Frunzăreanu. Într-adevăr, o atmosferă care crește, crește, se încinge. Cine urmează? Cine urmează? De pe Plaiuri Vâlcene vine în fața dumneavoastră o binecunoscută interpretă a cântecului popular, absolventă a Universității Naționale de Muzică București, secția Pedagogie Muzicală, și care a reușit să ajungă la sufletele iubitorilor de folclor din întreaga țară. Pot să menționez faptul că este câștigătoare a importante premii, printre care premiul de popularitate la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, Pamaia, în anul 2008. O lăsăm în această zi de o sărbătoare să ne interpreteze câteva melodii. Și eu mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Mă bucur să fiu alături printre atâția tineri într-o zi a dragostei, să vă iubiți mult, să vă respectați soțiile și prietenele și să dea Domnul să ne întâlnim și la un fel de veseli și frumoși sufletești.
minunat! Mulțumim foarte frumos, Elenei Cuculici! O atmosferă, într-adevăr, fantastică! În continuare, îl voi invita pe Eugen Mihăilă, polițist în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne din Orăștie, laureat al Festivalului Național al Artiștilor Amatori din MEAI, prima ediție, organizată în anul 2008 la Câmpina. Domnia sa l-a avut ca profesor pe regretatul Drăgan Muntean, cel mai mare domnitor al Ardealului, provenind dintr-o familie unădoreană, pentru care muzica și tradițiile au însemnat foarte mult, a venit acum în fața dumneavoastră cu melodii de drag, ceea ce ne bucură în mod extraordinar. Mult succes! Dați-mi voie să vă spun bună ziua și bine v-am găsit, pentru că astăzi este sărbătoare la Drăgășan. Am venit cu mare drag să fiu alături de dumneavoastră, pentru că este zi de sărbătoare. Astăzi este ziua îndrăgostiților. Să vă iubiți mult unii pe alții, pentru că așa spune și Bunul Dumnezeu. Am venit să ne petrecem și să ne simțim bine în această frumoasă zi de sărbătoare. Vă doresc distracție plăcută și numai bine. Hai mai este să dăm drumul. Unde ați copilărit,
mulțumesc frumos! Și pentru că astăzi este sărbătoare, vreau să dedic următoarea piesă pentru toate domnișoarele și doamnele care sunt aici de față, să le dea Dumnezeu sănătate, bucurie și fericire alături de soților, alături de prieteni și alături de cei dragi. Să trăiască și domnii pe lângă doamne și prietenii pe lângă domnișoare. Haideți, maestre, să dăm drumul!
nu stăm și cu banii. Nu prea bine, dar acum nu putem să ne plângem chiar așa de rău. De o supă avem și noi, și de un grătar, nu lupule? Exact. Dați-mi drumul să mai facem o piesă. Sunteți deosebiți!
mulțumesc din suflet. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, să vă iubiți mult și să ne întâlnim cu mare drag și la anul. Doamne ajută și numai bine! Mulțumim și noi, Eugen Mihaila, și te mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu mare drag! În continuare, îl voi invita pe scenă pe un om care emane energie pozitivă prin simpla prezență. Este vorba despre interpretul de muzică populară care provine dintr-o zonă aflată la interferența câmpiei Transilvaniei cu Târnava Mică și chiar cu Mureșul Mijlociu. De mai mulți ani este Târgu Mureșan și lucrează în cadrul grupării mobile de jandari din St. George de Mureș ca ofițer psiholog. Domnia sa este prezentă astăzi împreună cu taraful cetăraș de pe câmpie pe care l-a format cu soliști instrumentiști din Zău de Câmpie. Vă rog, domnule Ciprian Istrate, încântați-ne ca de fiecare dată cu melodiile dumneavoastră. Bună seara, ar fi bună și ziua. Ne bucurăm atât eu și colega mea, doamna comisar șef de la Petrescu, colaborare dintre Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, Școala de Jandarmi Drăgășani. Mulțumim domnului comandant, ne-o primit cu dietate. Și se zice că la casa de omenie se pot veseli și omnie. La casa de oameni răi nu se veselesc nici ei. Am fost acum 2 ani, a fost domnul comandant Andreana, un om extraordinar, a făcut iar o zi frumoasă cu colegii de aici, de la Școala Jandarm Drăgășani. Acum am întâlnit alt om de omenie, Dumnezeu bunul să-l ține. Ce să zic, colegii au plecat, eu gen pe el, zice de bani. Ce să facem? Banii n-aduc fericirea și dumneavoastră decât numai numărul lor. Eu mă aduc aminte, era un sunt de doi prieteni, ce mă, dacă ți-ar da Dumnezeu peste noapte vreo 500 de milioane, ce ai face cu ei? Ce m-aș plăti de datorii? Și cu restul ce ai face? Iar lăsat să mă mai aștepte. Acum am vrut să spun că anul ăsta vă mulțumim pentru aplauză, noi cântăreți de muzică populară, nu ne facem case, nu ne adunăm averi, noi trăim din aplauzele dumneavoastră și din bucurie sufletească. Zodiacul chinezesc e anul calului, de lemn sau eu știu ce. Îmi aduc aminte eu că calul invită la el la masă pe măgar. O masă îmbelșugată, frumos, servesc, însă uită măgarul pe pereță la cal acasă, numai trofee. Și acolo eu, campion mondial anul trecut în Italia, vicecampion mondial în Paris. Măgarul zice, ce să-i arăt eu când o să-mi întoarcă vizita? Eu acasă toată viața mea n-am făcut decât am păscut. Peste o săptămână, în drum spre casă, măgarul cumpără un tablou cu o zebră. În 2 săptămâni întoarce vizita calul, petrec la măgar acasă foarte multe ore. La un moment dat, din curiozitate, îl întreabă calul pe măgar, acela cine-i? La care măgarul, eu când jucam la Juventus Torino. Să aveți o seară frumoasă, încă o dată mulțumim și pentru colegi care au fost alături de noi și vă lăsăm în compania lui Ciprian Istrate și minunatul grup de instrumentiști. Pentru că, de ce nu, aș vrea să vă spun partea asta de țară,
nu Ardealul de unde vin eu este mai bogată din punctul acesta de vedere al dragostei. Aveți dragobetele, noi Ardelenii nu-l avem. De asta ne aflăm astăzi aici și le mulțumesc colegilor noștri la Centrul Cultural că ne-au dat ocazia să fim împreună cu dumneavoastră. Vă duc acolo unde Mureșu și Târnava își dau mâna împreună și unde cântecul pentru mine a devenit un mod de viață, așa cum și haina albastră pe care încercați dumneavoastră să o îmbrăcați de acum, cu siguranță va deveni un mod de viață pentru dumneavoastră. Și scriți. Nu de alta, vreau să vă întreb ceva. Unde e domnul comandant? Domnul comandant, spuneți-mi și mie că nu știu. Copiii ăștia când pleacă din școală cu toate cele note și diplomă și așa, ce grad au? Așa, nu uitați că așa am fost și eu odată. Dacă atunci s-a putut, deci nu se poate ca și voi la rândul vostru și ajungeți măcar ca mine, dacă nu vă doresc din toată inima la toți, luați numai nota 10, după care faceți facultăți mai departe, să ajungeți toți, cel puțin ca domnul comandant, dacă nu ca adjunctul. Asta vă doresc eu, da? Bun. Iar acum, să vă văd. Am informații. Știi, mie îmi place să spun așa, că nu lucrez la prozac. Nici la poliție, adevărat, sunt videos pe domnește la poliție, mai ales pe ăștia de la minister, dar nici noi jandarmii nu le lăsăm. Nu? Așa. Re minor maestru.
repede și a ieșit. Frunzuliță, frunză verde, Dunăre, Prut și Carpați. Dar păi numai Mureșul știi spune la Oarba și la Ienut cât am pătimit în lupte apărând Ardealul Sfânt. Fie ploaie, fie vânt, măi române, ai jurământ cât vei trăi pe pământ, apără-ți Ardealul Sfânt. Împreună, da?
Istorii ne aduc
Thank you.
să ne aducă și pe noi aici la dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu înțelepciune, putere să terminați ceea ce ați început aici la școală, să mergeți acasă la familiile dumneavoastră, bineînțeles, și să fiți de nădejde ostași ai acestei țări în slujba cui? A poporului nostru rămân. Ciprian Istrate vă iubește și vă spune numai bine. Doamne ajută! Cuvintele sunt de prisos, da? Încercăm totuși să găsim câteva cuvinte și să spunem că dintr-o frumoasă sărbătoare a Dragobetelui să facem o frumoasă sărbătoare patriotică. Și mulțumim din tot sufletul nostru colegilor de la Centrul Cultural că ne-au dat această posibilitate. Personal, în numele colectivului pe care îl reprezint, adresez mulțumiri tuturor celor care au cântat și ne-au încântat în această oră și jumătate. Sperăm ca, așa cum spuneam și la începutul discuției noastre, la începutul activității noastre, să permanentizăm și să-i dăm greutate. Numai așa putem persista să ne menținem ființa națională. Sunt lucruri care colegii noștri de la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne îl fac cu asiduitate. Și le mulțumesc pentru acest lucru. Am ținut ca acest moment să nu rămână numai în memoria noastră și am făcut câteva diplome de excelență pe care, cu permisiunea tuturor celor din sală, o să le mânez celor care au făcut această seară foarte frumoasă. Vă mulțumesc! Ordinea importantă? Doamnele și apoi domnul. Pentru statistică, doamne. Nici măcar. Să dăm cezarului ce este al cezarului. Domnul Lupu Rednic! Vă ofer această diplomă de excelență. Mai vă mulțumim încă o dată. Am găsit aici oameni extraordinari, s-au ținut tot așa și am promis că de noi nu scăpați. La anul suntem iar prezenți. Și noi nu vrem să scăpăm. Bineînțeles că partea organizatorică de cele mai multe ori este extrem de importantă și nu putem să nu-l avem alături de noi pe domnul inginer Adrian Sanda, viceprimar al municipiului de Bușa. Și să fiți mereu alături de noi. Doamna Diana Petrescu. Vă rog, vă rog. De fiecare dată, cu multă asiduitate, cu perseverență, a promovat valorile culturale și a făcut-o cu foarte mult profesionalism. Sorumâinile, vă mulțumesc!
domnișoara Elena Cuculeci. Cuvintele sunt de prisos. Și vă rugăm să păstrați tradiția și o să o duceți mai departe. Domnul Dorin Popescu. Dorina Popescu. Acestea fiind spuse, mulțumim tuturor și să ne vedem la anul.